S-a emis autorizația de executare a lucrărilor de reabilitare a podului de la Milișăuți. Lucrările presupun reparații și consolidare la nivelul infrastructurii și suprastructurii podului, lucrări de înlocuire cale-pod, lucrări de reparații curente la nivelul rampelor de acces, lucrări hidrotehnice, lucrări de siguranță a circulației și marcaje rutiere, precum și lucrări de protecție a mediului. Valoarea lucrărilor este de 8 milioane de lei fără TVA. Durata de execuție este de 12 luni de la data începerii efective a lucrărilor. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis autorizație de construire pentru reabilitarea podului de pe drumul național 2H, situat în orașul Milișăuți, județul Suceava. Sunt vizate lucrări de reparații și consolidare la nivelul infrastructurii și suprastructurii podului, lucrări de înlocuire cale-pod, reparații curente la nivelul rampelor de acces, lucrări hidrotehnice, lucrări de siguranță circulației, marcaje rutiere și lucrări de protecție a mediului. Conform autorizației de construire, durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni.